Biserica Ortodoxă Română a venit în sprijinul familiei Gavriliuc din parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanovca, protopopiatul Ungheni, Arhiepiscopia Chișinăului, Mitropolia Basarabiei. În noaptea de 22 spre 23 mai 2021, locuința familiei Gavriliuc a ars în urma unui incendiu. Acoperișul a fost distrus în totalitate, iar majoritatea camerelor au fost afectate. În miez de noapte, cei 7 membri ai familiei au ieșit din casă privind neputincioși la agonie seala de o viață, cum se năruie din cauza focului. Duminică după Sfânta Liturghie, părintele paroh Nicolae Tverdostup a ajuns la casa familiei Gavriliuc pentru a încuraja și le-a oferit un mic ajutor financiar. Astfel, părintele paroh a cerut ajutorul fraților români de dincolo de Prut, din Biserica Ortodoxă Română. După amiaza zilei de luni 24 mai, o delegație de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns la Romanovca. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a dorit să fie alături de familia greu încercată pe care a cunoscut-o la Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Parohiei Romanovca, sâmbătă 22 mai, de către înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei. Mezinii familiei, alături de alte rude, cu multă răbdare, au participat la slujbă și s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Am în imagine celei copii gemeni din căsăța aceasta, nepoții la familia aceasta, în bisericuță, îmbrăcați în național. Și cu mare tristețe am aflat din norocirea care s-a întâmplat. Și să nu treacă nimeni, ferească Dumnezeu să treci prin așa ceva, prin această încercare. Și m-am gândit să fac după puterea noastră a părinților, o schimbitorii Sfintei noastre mănăstirii, un mic dar, să aducă în bani și alimente și probabil cu ajutorul Dumnezeu această familie va fi sprijinită atât de părintele care o să-i ajute prin credincioșii din parohie și alți credincioși îndemn și îi rogă numele Maicii Domnului să se gândească că nu ușor este, ferească Dumnezeu să rămâi pe drum și să n-ai unde să pleci capul. Părintele stareț Nicodim a amintit că în urmă cu mai mulți ani, Mănăstirea Hadâmbu a trecut printr-o astfel de încercare, astfel că a dorit să arate dragoste față de cei cuprinși de întristare. Da, mi-l aduc aminte cu mare tristețe că pe noi ne-a ajutat tot cei săraci. Și am făgădit Maicii Domnului că ori de câte ori băi auzi un caz din ăsta sau familii cu copii, mulți cu familii numeroase sau sărați, sărmani, orfani, mă voi duce oriunde, nu numai în România, și ținând cont că chiar sărăcii crunte în zona aceasta și în Basarabia sunt frații noștri până la urmă, o mai spun și am spus, o respiram prin același plămân, sunt români și frații noștri care trebuie sprijiniți și îi mulțumesc Maicii Domnului că am descoperit această comunitate și începând la primar cu suflet mare și bun creștin, mai cu seamă slujitorul lor, Părinte Nicolae, prin frăția ta, frate Constantin, că altfel nu știam de acest sat amărât, cu mare, din sat, din comunitate, din alte zone, să ridicăm totuși căsuța să aibă unde își pleca capetele, copilașii, familia, fiindcă ei sunt terminați, ați observat când ne-ați filmat, deja sunt în tratament de la supărare, alții dorm prin casele vecinilor. Totuși Dumnezeu a îngăduit și a lăsat o parte din casă, să spunem o cămăruță, două, și trebuie renovat din început. Și Dumnezeu am credința în Măicuța Domnului că îi va sprijini prin noi, prin alții, și va da o mână de ajutor și va ridica această căsuță. Toate se fac cu oameni și credință în Dumnezeu. Vera Buga, primărița orașului Cornești, a descris în puține cuvinte pe membrii familiei Gavriliuc. În același timp a menționat că va propune în Consiliul Municipal acordarea unui sprijin financiar.
Norocirea, să zic așa, în această familie a venit la miez de noapte, când nimeni nu se aștepta. Toată familia, formată din 7 persoane, dormeau liniștiți după o zi de sărbătoare, căci a fost Sfântul Nicolae. O familie de oameni gospodari, după cum vedeți, au construit pe banii munciți de ei peste hotare. Gospodina, 16 ani a fost peste hotarele Republicii Moldova, gospodarul tot a umblat prin Rusia, dar nu știu, cred că este o încercare a bunului Dumnezeu, care, după cum vedeți, ceea ce am văzut împreună, este un dezastru, o jale, o nenorocire, dar îndemn comunitatea, populația de bună credință să dea o mână de ajutor, să punem umăr la umăr, căci când ai o crenguță în mână, o poți roti așa cum dorești, dar când ai un mănunchi, este cu mult mai greu. De ce, stimați locuitori ai satului Cornești, ai Romanovca, stimați cetățeni din Republica Sore, România, dacă doriți să ne ajutați, să puneți umărul, să finanțăm, să ajutăm cu ce putem fiecare, ca să se restabilească și în iarnă să intre cu casa cel puțin acoperită. Vreau să vă zic că prin decizia Consiliului, cred că o să alocăm și noi. Miercuri avem o ședință extraordinară a Consiliului Local, unde din fondul de rezervă a primăriei, cel puțin, eu cred că o să fiu susținută de către consilieri, cel puțin 5.000 de lei. Dar posibil să fie și mai mult, nu vă pot spune, miercuri o să știm hotărârea Consiliului. Gavriluc Raisa, care a muncit aproape 2 decenii în străinătate pentru casa în care locuiește și pentru a-și ține copiii la școală, ne-a povestit cum s-a petrecut incendiul din seara zilei de 22 spre 23 mai. 11:30 și noi au venit să zicem, mama, se aude ceva în pod că pocnește. Și noi am dovenit și am luat, când bărbatul a fugit afară să vadă, și dăm ardie pe deasupra. Și am luat documentele, hăinuță, vreo 2 hăinuțe la copii și am ieșit cu mama. Mama mea are 81 de ani acuși. Am scos-o pe dânsa în drum, copiii, și n-am mai putut să ne vrăm în casă, că dăm ardie în flăcări tot astea. Și în 20 de minute o ars acoperișul. Am plâns de m-am distrus. M-am distrus complet. Că am ieșit o viață pentru și. Și socoate că suntem 7 persoane în casă. Eu am dormit aseară la vecină. Că acasă unii se dorm. Cum spune, i-am scos la poartă și e, mama, dar nu ne mai întoarcem înapoi aici. Dar iepurașii noștri au murit, că noi avem 4 iepurași mitici sau lor preferiți. Când vin la grădiniță, duc totdeauna să joacă cu dânși. Și au fost îmbrăcați în haine naționale la biserică, sâmbătă, cu nora. Asta. Că ea se împacă bine cu părintele Nicolae și se duc des la biserică. Mi pare rău că mi s-a distrus tot ce am făcut într-o atâția ani de zile ca să muncești și la urmă în 20 minute s-a ars tot acoperișul. Chiar tot, s-a distrus casa. E cum, a rămas, măcar mă bucur că a rămas ceva și a meu, dintre cei și-au fost. Au venit părintele după slujbă, au venit numai decât au venit, că el nici nu știa. Părintele la noi e primul părinte în sat, că noi n-am avut biserică până acum. A pe el face minuni cu copiii, cu tot. El la grădiniță se duce, le aduce înghețată. Asta într-un an era așa zăpadă, un hamat cai și-a pus clopoței, tot. Tot satul a umblat și-a dat cadouri la copii. Da, mulțumim frumos din tot sufletul, din tot, și dăm cuvinte noi de ajutor. E o jale mare. Biserica Ortodoxă Română, prin intermediul Mănăstirii Hadâmbu, al parohiei Romanovca și al altor buni creștini, au dăruit câteva sume de bani necesare cumpărării materialelor de construcții necesare refacerii casei afectate de incendiu.
Ajutorul financiar oferit familiei încercate din Romanovka, alături de prezența preoților de peste Prut, arată că Biserica Ortodoxă Română îi iubește pe frații ce trăiesc pe un teritoriu desprins din patria mamă. Amintim că parohia Romanovka s-a bucurat în ultimii ani de susținere din partea mănăstirii Hadâmbu. Pe lângă aportul adus la ridicarea clopotniței și la oferirea de daruri familiilor cu o situație materială precară, părintele stareț Nicodim a oferit creștinilor din această parohie un pelerinaj la câteva mănăstiri din județul Iași, începând cu închinarea la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.